Pentru că mâine este ziua ei de naștere, am zis așa să o sărbătorim, pentru că este prietena mea, este un om drag sufletului meu și a familiei mele. Mi-a fost alături atât în perioadele frumoase ale vieții, dar și în perioadele grele ale vieții. Sunt oameni rari ca invitata mea din această seară și de aceea am zis așa să-i fac o emisiune dedicată ei, vieții ei, carierei ei. Și de ce nu, meseriei pe care o are, pentru că în spatele costumului popular are o altă meserie. Bună seara și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar astăzi, invitată în studioul nostru, este solista de muzică populară, Lizica Drăgoi, căreia îi spun la mulți ani, bună seara, Bună bine ai seara venit! și mulțumesc din suflet, mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu că existi și că ești prietena mea, că mi-ai făcut cea mai frumoasă surpriză acum, la jumătatea vieții, pot să spun așa, și un picuț peste. Deci, mâine este ziua ta, pentru că ești Da, născută pe 22 septembrie. da, Și câți ani faci? vreo 55, Mulți înainte! adică 5 cu 5. Știi ce mă bucur? Și apreciez la asta că tu îți pui vârsta. Și eu îmi spun De vârsta. ce să nu spun De vârsta? Sunt exact. anii mei și Da. îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru fiecare zi din viața mea, pentru că am ajuns până la această vârstă și doar Dumnezeu știe câți ani mai am de trăit, nu? De ce Așa. să nu mă bucur de fiecare zi din viața mea? De ce să nu spun câți ani am? Așa e. Eu îți doresc să fii sănătoasă, în primul rând, că asta e cea mai Da, este importantă. darul cel mai de preț de la viață, sănătatea. Așa este, să trăiești mulți ani Mulțumesc înainte, din să suflet, trăiască mulțumesc la fel. nepoții, pentru că ai doi nepoți absolut superbi. I-am văzut acum în Mulțumesc vacanța din asta de vară. suflet. Am fost la Lizica de 2 ori și vreau să spun, chiar am mers, am făcut niște mici cumpărături împreună cu nepoții, niște răsfățați. Nu vreau pe aia, vreau pe aia, nu vreau aia, hai să mergem colo, dar vreau și pe aia, dar vreau și pe aia. Și bineînțeles, nonii, ca așa îi spun, nonii nu poate să refuze pe nepoții. Și sunt doi răsfățați să trăiască, să te bucuri Să de ei rămână din mulți ani. suflet. Da, dacă nu plecau la școală, cu siguranță astăzi erau alături de mine, dar viața așa este și fiecare cu drumul lui. Este bine că atunci când avem copii să-i lăsăm să-și ia zborul acolo unde le-e destinat. Doar Dumnezeu știe ce destin au fiecare. Da, așa este. Noi doar putem să ne bucurăm de ei cât sunt copii, cât sunt mici, iar când ești bunic, cu siguranță cei de acasă care sunt bunici știu că ar face orice pentru bunici, ceea ce n-au putut face pentru copiilor că n-au avut timp. Așa este. Dar cum e la 55 de ani? Cu bune, cu rele, cum a fost viața ta până acum? Mai să știi că e destul de frumoasă. Acum simt că trăiesc, simt că sunt împlinită mai mult decât oricând. Prin viața acestor nepoți mi s-au deschis alte orizonturi. Dacă în tinerețe n-am avut o viață așa fericită din punct de vedere al iubirii, vreau să spun. Dacă ar fi să fac încă o dată o alegere, m-aș iubi mai mult pe mine, pentru că toată viața mea, recunosc, am făcut o mare greșeală. Poate pentru unii, eu asta am simțit că trebuie să fac. Am iubit mai mult pe cel de lângă mine. Și i-am dăruit mai mult lui timpul meu, care ar fi trebuit să-l păstrez puțin și pentru mine. Înțelegi, Carmina? Toată Suntem viața am balanțe și așa dăruit, trei suntem sferturi amândouă. din viața mea am dăruit-o celorlalți. Fata mea chiar de multe ori mă ceartă, dar zice, mai gândește-te puțin și la tine, nu numai la ceilalți. Ești prea bună cu oameni care nu merită. Nu pot să fiu altfel. Da. Așa ești când ești făcut așa, așa am primit educație de acasă, de la mama. Nu știu dacă aș putea să mă schimb, dar uneori fata mea are dreptate. Să știi, eu sunt balanță și eu tot la fel. M-am dedicat familiei, m-am dedicat altora și pe Și mine mai bine, puțin tine, ție. da, m-am iubit prea puțin pe mine. Suntem două balanțe aici. Da. Dar spune-mi câți, deci ai 5 ani, 55 de ani de viață și câți ani de carieră? Mulți. Păi când de la vârsta de 13 ani, hai să facem socoteala. Pua, deja mai spart. Nu,
Așa este. Da, peste Deci, 40 de ani. peste. Mult. Da. Alții au 42 de ani de viață, știi cum se spune? Da. Și 42 de ani de de cântat. Muncă, da. 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 Dacă ar fi să, nu știu, să tragi o linie, a fost grea viața de artist de la 13 ani până acum? Da, a fost destul de grea, să știi. Dar ceea ce nu te doboară, te întărește. Te întărește, da. Și atunci, ăsta a fost scopul vieții mele. Dacă astăzi n-am putut, m-am ambiționat și mai tare, și mai tare, și mai tare, până când am ajuns acolo unde mi-am dorit. Și dacă astăzi sunt în fața celor de acasă pe care iubesc, vă iubesc și vă respect, sunt datorită lor, sunt datorită vouă, care, oamenilor de televiziune, care ne-ați apreciat și ați reușit să ne aduceți în casele oamenilor, cel mai important lucru, spun eu, acum cât suntem în viață, nu după. Și după este foarte important. Dar de ce să nu apreciezi omul, să se bucure și el de munca lui acum cât trăiește? Post mortem nu mai vede. Nu are de ce să se bucure. Da. Bucură-te de viața atât cât ești în viață. După aia, chiar vorbeam cu mama zilele trecute și vedeam de la Maramureș niște imagini și i-am spus Marius, fratele meu, își dorea foarte mult să vadă și el Maramureș. Un om special pentru sufletul meu, pentru familia mea, să știi. Mama și acum mă întreabă de el. Uită, că tu știi că mama are Alzheimer și uită. Mama, dar ce mai face Carmina cu fratele ei? Mereu mă întreabă, de câte ori mă duc acasă. Doamne, mama a venit la bunică ta la mormântare. Da. Ce oameni, cum se cade, ce oameni buni. Deci îi spun și cum? Nu, mamă, că n-a murit, că în mintea ei este da. Altceva. Da. Ea știe că e acolo, că e un om deosebit și, și este bine să-l păstrăm așa, în sufletele noastre, pentru că el va trăi veșnic în sufletele da. Noastre. Știi, de asta am spus că tu ai fost alături de mine și în momentele grele și în momentele ușoare și în momentele frumoase. Și acum lasă-mă să dau din casă, când a murit bunica mea, în ziua dimineața a murit și când te-am sunat și am spus a murit mama e, tu imediat te-ai urcat în mașină și ai fost la mine acasă. Mai ții minte că am mâncat la 12 împreună în bucătărie cu da. Tine, cu fratele da. Meu, cu mama. Da, da. Am mâncat în bucătărie da, la apartament. Da. Păi cum aș fi putut să fiu Carmina altfel când și tu ești la fel? Da. Nu numai cu mine, cu toată lumea. Cu toată cred lumea. Că nu există om pe care tu să nu-l fi ajutat cel puțin o dată, cel puțin o dată din toate cunoștințele tale. Este imposibil ca tu măcar o dată să nu-l fi ajutat pe acel om pe să care l-ai cunoscut. Am ajutat foarte multă lume pe care nici nu am cunoscut niciodată, exact. Dar printr-un telefon. Chiar știu că în știu urmă că cu ceva timp, da, și mie era, da, știi? Da, da, cu oameni pe care nici nu i-ai cunoscut, dar Lizzy vreau să mă ajut și pe mine, nu-l cunosc, dar are nevoie. Da, da. Și mai fost atunci când a murit fratele meu seara imediat din tură de la servici, da. Da, imediat am rămas șocată, deci a fost un șoc. Și nu se uitai la el și nu venea să crezi că el e acolo jos mort. Dar mult timp s-a întâmplat chestia asta. Mult timp s-a întâmplat chestia asta. Asta este, Dumnezeu să-l ierte. Oamenii buni au locul lor în cer. Așa că cred și eu. Că poate e mai bine acolo. Este nu știu. Mai bine acolo să știi că nimic nu e întâmplător pe pământul ăsta și când se termină ața, noi trebuie să-i lăsăm pe ei să ajungă acolo pentru că Dumnezeu îi cheamă și Dumnezeu are nevoie de oameni buni, nu mai de oameni. Să știi că de multe ori și eu mă rog și când mă duc în fiecare duminică eu la cimitir, ne mai ducem și în timpul săptămânii când mai apucăm. Dar în fiecare duminică noi suntem la cimitir, la fratele meu și la bunica, că sunt mormântați în aceeași criptă și în aceeași cavou, nu în aceeași criptă și chiar îi zic lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, ai grijă și de fratele meu și să-i fie bine acolo unde e. Eu îl mai rog pe Dumnezeu de fiecare dată când vorbesc cu tine să aibă grijă și de tine, să te întărească. Și știi că ți-am și spus, în momentul în care îi lăsăm pe ei în grija Domnului, sufletele lor se liniștesc și sufletele noastre se liniștesc pentru că au nevoie de acea liniște.
El și-a terminat misiunea pe acest pământ și acum de acolo din cer ne veghează pe noi. Doar să-i dăm voie, pentru că atâta timp cât plângem după ei, sufletele lor nu sunt liniștite. Eu sper să-i fie bine. Sper din tot sufletul, pentru că noi am avut o relație foarte frumoasă. Știu. Voi ați fost mai mult decât frați. Ați fost practic un singur suflet. Da. Pentru adică că viața tu mă cunoști fost, de atâția da, timp da, și tu ai fost viața în viața mea a fost, da, și cu bune și cu rele, știi? Da, da. Dar voi întotdeauna ați fost un singur suflet, chiar dacă erați corpuri separate. Multă lume ne spunea, zice, bă, voi parcă sunteți doi gemeni. Parcă voi asta nu sunteți, spuneam și eu. Parcă voi nu sunteți... Nu e diferență între voi, n-ați fi da. Suflete separate. Separate, da. Separate, toată lumea da, care da, ne-a cunoscut da. Pentru că așa bine. Ați fost, Carmina, așa ați fost. Am fost foarte uniți. Da, foarte uniți și unul pentru altul. Dacă pe unul durea o mână, un picior, spatele, cum... Celălalt era imediat, deci nu se punea problema și simțea lucrul ăsta. Și seara. Asta era cel mai important la voi, simțeați durerea unul celuilalt și încercați să vă alinați de fiecare dată. De aia spun, Carmina, acum și chiar te rog și este valabil și pentru cei de acasă, momentul în care pierzi pe cineva foarte drag, este bine să plângi la început, dar este și mai bine să-l lași să-și liniștească sufletul, pentru că atâta timp cât el nu se poate debarasa de durerea dintre voi, nu este liniștit. Chiar și seara, atunci când mi-a spus că este rău, m-am urcat în mașină, recunosc că mi-am luat uniforma de la Smurd, pentru că eu fiind voluntar la ei aveam uniformă la Smurd și... Am zis ca să pot să intru în spital, mă îmbrac în uniformă și nu e nicio problemă ca să pot să intru. Și am trecut și pe roșu. Deci nu știu cum am ajuns acasă. Era normal. Am trecut efectiv pe roșu și am zis, Doamne, dacă mi-au ăștia permisul, le dau permisul numai să ajung repede la frate. Și ia-le actele, ia-le toate, dar nu mai lasă-mă să ajung la frate. E, am ajuns prea târziu, din păcate. Dar așa a fost, poate așa a fost să fie. Așa a fost să fie, cu siguranță, asta încercam să-ți spun. Atât timp cât el a stat cu voi la masă și a plecat, fără să vă spună nimic. Și este nimic nu e întâmplător. Uite, până să moară, i-am spus și mamei mele, o spun și public, îmi apărea imaginea cu el, el tot mereu când se încălța în casă, dar se lega la el fiind foarte mare, avea 1,92. Da, da, un bărbat foarte, foarte frumos, înalt, bine legat. Da, de altfel și tu ești la fel de înaltă ca 1,75, mama. Da. El se punea piciorul pe scară, scara se de afară lega, din... Se lega pe scară. Lega pe scara de la bloc. Da, da, da. Se lega. E, mie mi-a părea imaginea asta, flash-uri cu imaginea asta când el se leagă. Își lua la revedere. Exact același lucru a spus. Își lua la revedere, cu siguranță. Ne spunea că vă spunea că pleacă. Că da. Pleacă, vă da. Spunea că pleacă, iar pentru că din obișnuință făcea lucrul ăsta. Da, și ultima imagine cu el când a plecat la 12, noi am mâncat la 12:30 acasă, la mine. A fost aceeași. Aia a fost când am închis ușa și el... Era, nu am închis-o, țineam de ușă să se lege, că nu închideam ușa da, nas. Da, da. Și ultima imagine a fost cu el când s-a legat. Când se lega la pantofi. Da. Da. Și mai e o chestie, el ținea foarte mult la Maica Magdalena de la Mănăstirea dintr-un lemn. Eu mă duceam foarte des la Mănăstirea dintr-un lemn, stăteam și câte o săptămână, și câte două săptămâni acolo, găteam cu ele, făceam curățenie. Și țin minte că ultima dată când am fost, ele tăiau fânul și le-a ajutat să strângă fânul. Și zicea maica sa, răce, Doamne, dar dumneavoastră ați venit aici și în vizită la noi și dumneavoastră vă apucare să strângeți fânul, Doamne, decât să... Și el săracul îi mai scăpea și îi zicea, Doamne, măicuță stareță, dar stați că eu prefer să fac o mișcare, ceva. Și el se apropiase foarte mult de maica Magdalena. Și mi-aduc aminte... că tot mi-a până să moară el, apărea imagini cu maica Magdalena.
Nu știu, n-am fost, de când a murit el, n-am fost la mănăstirea din Tulem să văd Maica Magdalena mai trește. Am sunat-o pe o maică, pe Maica Irina, și a spus, eu nu mai sunt la mănăstire, sunt la Iași. Și nu știu dacă mai trește Maica Magdalena. Păi când ne ia să ne urcăm în mașină să mergem până la mănăstirea dintr-un lemn. E la Vâlcea. E la Vâlcea, e aproape, deci da. Deci nici măcar nu e departe. Și asta e imaginea, știi? Și el... Poate s-au întâlnit în cer. Știi care e problema? Că el le-a ajutat pe măicuțe. Când ne duceam acolo și ne duceam cu mașina, venea Maica Magdalena, dar nu ne duce și pe noi până nu știu unde, cu mașina. Dar nu ne duce, nu, vedeți că sunt măicuțele la... Se trebuie ducea să... și le lua. Nu, se du... nu, să... Se le ducă. Trebuie să ducă să... la măicul de familie. Asta vreo 2 ore după ele. Doamne, dar ați stat atâta. Să vă plătim. Ce să-mi plătiți? Lăsați-vă pace. Cum să dați mie bani pentru că v-am dus cu mașina? Adică, îți dai seama, se și implica, știi, da, știu, chestiile lor. Da, și eu făceam așa la Frăsinei. Când era Frăsineiu. Da. Dar Dumnezeu știe ce are de făcut, Carmina. Nimic nu e întâmplător. Faptul că noi astăzi vorbim aici despre mănăstire, despre Dumnezeu, despre fratele tău, nimic nu e întâmplător, că el de acolo ne privește. Eu și cred... se roagă pentru noi. Și mai e o chestie, poate o să creadă lumea că sunt dusă cu pluta, ca să zic așa. Uite, îmi pierd cheile de la am boală de a pierde cheile de la mașină. Deci tot mereu le pun. Singura. Da, unde le pun. Deci am un loc unde trebuie să le pun, dar tot mereu din bam vin cu sacoșe, bam vin cu ceva. Așa. Și le pun acolo undeva. Și îi zic, Marius, ajută-mă să și media le găsești. Găsesc cheile. Și da, înainte mă jurcam la mamaie. Mamaie, ajută-mă să fac cutare și m-a ajutat. Și acum cu mașina, iar la fel, am avut probleme de vreo 3 ori. Pentru că cu relația dintre voi a fost foarte, foarte specială. Da, și cu mașina am avut probleme cu mașina. Și Marius, ajută-mă să repar mașina, ajută-mă să pot să nu am probleme cu mașina. Mă, știi cum băieții aia de la serviciu, nu are mare scofală. Haideți că ne-o lăsați acum, vă o luați după masă, știi? Da. Adică se rezolvă totul. Sau da. Îi zic, Marius, uite, am știi avut probleme ce, cu câinele. Carmina? Pentru că Dumnezeu există peste tot, da. Lucrează prin oameni. Și atunci când tu practic îl chem pe Marius, care e sus la Doamne, Doamne, Dumnezeu e cu tine. Da, sau da. Am avut probleme și cu câinele. Și de degețelul. Am avut probleme cu câinele și a avut o problemă medicală și am băgat în el vreo 1000 de lei, numai ca să-l salvez, că era câinele fratelui meu. Da. Și tot mereu mă rugam, Marius, te rog frumos, hai să-l salvăm pe Aki. Hai, te rog frumos să-l salvăm pe Aki. Într-adevăr, am băgat foarte mulți bani. Altul n-ar fi băgat, că mi-au spus multă lume. Nu aș fi băgat, i-aș fi dat drumul da, pe, era singurul, pe ușă și... Singura amintire da, vie pot. De la fratele nu pot, tău. Nu da. Pot, da, să știi. Da, știu, nu ești singura, să știi. Sunt mulți oameni care iubesc animalele și care trăiesc, practic, pentru asta. Da, nu știu cum da, să-ți eu spun. Dau de mâncare la animale pe stradă. Ar fi culmea să la animalul meu să nu-i dau. Păi, știu. Of, hai să ne cânt primele 2 piese, pentru că toată ziceam că ești bunică și da. Că ai doi nepoței superbi, superbi. Îți dorești și de la băiat. Mulțumesc din suflet. Nepoțel nou, nepoțică. De la băiat da. Îți dorești. Da, când s că deocamdată n-are de gând, are o prietenă, dar eu nu pot să-i zic nimic. Fiecare cum are destinul. Adică nici pe fiica mea n-am întrebat-o când s-a maritat, dacă... Dacă așa considerat, da. Așa a considerat ea că trebuie să-și facă viața, la fel și băiatului. Este foarte greu că eu sunt singură acasă și ei sunt plecați. Unul în Germania, fata în Italia, băiatul în Germania. Și e foarte greu. Cred. Singurătatea e foarte grea. Așa e. O bunică așteaptă în poartă? Îi aștepți și acum? În fiecare zi aștept, crede-mă. Cred. Mai ales că nepoțica mea, fiind mai mare, a plecat plângând, că ea vrea să rămână cu mine, că nu-i place în Italia, că e urâtă, că România e frumoasă și, într-adevăr, România e frumoasă. Niciunde nu e ca la noi. Oricât de frumoasă ar fi țara altuia, nu e țara mea. Ei stau la curte acolo? Stau la casă, dar nu au curte. Vor să-și schimbe casa, că ea de asta nici nu vrea.
Ea vrea cu flori ca mine, cu grădină, cu... Ai văzut că e foarte Da. încântată de lucrurile astea și... Să le ajute Dumnezeu să-și Da. facă visul. Și fata mamii, mândră, fa, Floare. floare. Două piese pe care Lizica Dragoin le va cânta aici, după care noi revenim. Blând, măi. Azi vă duc dorul la toți,
la copii și la nepoți măi. Apoi sărută pe rând fruntea nepoților blând măi. Din cufăr o basma și-o desface-n fața mea, măi. Am aici câțiva lei să dau la nepoții mei, măi. Ia din cufăr o basma și-o desface-n fața mea, măi. Am aici câțiva lei să dau la nepoții mei, măi. Eu îi spun că au de toate, ea zice că nu se poate. Nu sunt mulți cât aș vrea eu să le dăruiesc mereu, măi. Fata mea, nepoții sunt darul Domnului cel sfânt, măi. Pe voi copii vă iubesc, dar de nepoți mă topesc, măi. Soare, tu ești tot ce mi-am dorit de când pe lume-ai venit. Fata mamei mândră floare, tu ești raza mea de soare. Tu ești tot ce mi-am dorit de când pe lume-ai venit. Garofița mea frumoasă, tu mi-aduci lumină-n casă, bucuria tinereții și sprijinul bătrâneții. Garofița mea frumoasă, tu mi-aduci lumină în casă, bucuria tinereții și sprijinul bătrâneții. Băiat. Dar când te-a luat în brață, lacrimii s-au scurs pe față. Tatăl tău s-a supărat că nu i-am făcut băiat. Dar când te-a luat în brață, lacrimii s-au scurs pe față. Tu-l priveai cu ochi vioi și mi l-au cuprins fiori. De mânuță când l-ai prins, ai fost cel mai frumos vis. Tu-l priveai cu ochi vioi și mi l-au cuprins fiori. De mânuță când l-ai prins, ai fost cel mai frumos vis. Și cu tine se fălește și spune la toți prin sat, nu dau fata pe băiat. Zi și noapte te privește și cu tine se fălește și spune la toți prin sat, nu dau fata pe băiat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru îngerașul meu,
când îmi iau fetița-n brață, ui tot necazul din viață. Și de-apoi în bătrânii am cu cine mă mândri. Fata-mi dă o bucătură, nu mă privește cu ură. Și am revenit alături de bunica, de mămica, dar și de solista de muzică populară, Lizica Drăgoi. Și vreau să te întreb, Lizica, ce ai mai făcut în ultima perioadă de timp? Păi, în ultima perioadă melodii de timp... Melodii ceva noi. Da, melodii ceva noi. Am făcut o melodie pentru tata. Și cred că, așa ca tatăl meu, sunt mulți tați care... Dacă mi-a ajutat Dumnezeu, va fi până la Revelion. Dacă nu, ce vrea Domnul. Uh-huh. Am mai făcut și câteva melodii de dragoste, foarte frumoase, melodii de suflet, care sper să ajungă în casa sufletului. Și, bineînțeles, muncă, grădină. Îmi place să lucrez în grădină. Îmi plac florile, tu ai văzut. Îmi place să am curtea plină de, fiică mea zice, buruieni. Da. Ce? Nu e nicio ordine la tine. Pentru că ea nu este acasă, florile normal, că sunt și ele pe perioade. Pe perioade și trec unele, în momentul unele, în care se usucă, automat pare buruiană, dar da. Eu știu că acolo e o frumusețe. E colțișorul meu de rai. E locul unde eu mă simt cel mai bine. Îmi place să merg la biserică, să fiu aproape de Dumnezeu și când am timp în zile de sărbătoare și duminica, îmi place să merg la Dumnezeu, să mă rog, să mă rog la Maica Domnului pentru toată lumea, mă rog pentru bolnavii mei, mă rog pentru prietenii mei, mă rog pentru copiii mei și mă rog și pentru mine. Doamne ajută! Dar te-ai gândit așa să faci mai multe piese încă să, de Revelion, să vii cu ceva mai multe? Aș vrea, pentru că am câteva piese. Cine ți le-a făcut? Ți le-ai făcut tu sau? Eu. Uh-huh. Eu. Și texte și melodii. Eu. Dar acum nu mai depinde de mine, că partea financiară e mai problematică. Sponsor nu prea mă... Nu se înghesuie? Da, da. Asta e peste tot. Da. Iar eu toată viața am fost așa, n-am primit nimic degeaba, a trebuit să muncesc. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a învățat să apreciez ceea ce am mai mult decât orice. Da. Adică să prețuiesc fiecare cap de ață pentru că e muncit de mine. Atunci când îl primești, nu știi cât de greu este făcut. De-aia le spun de multe ori și la copiii mei, fiicei mele, le spun să nu le dea totul copiilor și să îi lase puțin să-și muncească. Să-și câștige banul. Și să cunoască valoarea banului și să aprecieze. Doar așa îl va aprecia. Ei așa au făcut. Da. Pentru că știi că atunci când ți se dau bani de-a gata, păi cheltuie repede. N-au nicio valoare. Dar în momentul când tu ai un salariu sunt și trebuie să te cadrezi... Sunt făcuți cu sudoarea frunții și știi cât ai muncit pentru el, automat da, îl apreciezi. Te încadrezi și în satisfacția aia. Este mult mai mare. În momentul în care îți cumperi un... Ai văzut ca și o mâncare pe care o faci tu. Cât este de gustoasă când o pui pe masă și mai ales cine vine la tine în casă sau cei din familie o mănâncă și o mănâncă pe toată și cu poftă. Nu ești fericit? Mulțumit? Împlinit? Da. Și vrei să acum trebuie să mă lăsați și să mă lase Lizica în primul rând să dau din casă. M-am dus odată la Lizica în vizită și Lizica făcea sarmale. Sarmale în foi de viță și sarmale în foi de varză. Și a zis mănânc și am zis nu mănânc că sunt în perioada în care nu trebuia să mănânc eu o anumite ore. Da. Și Dan îmi băi la pachet. Mi-a pus Lizica la pachet, bineînțeles. Și am mâncat sarmale în foi de viță și sarmale în foi de varză. Și a fost o bunătate, am mâncat și eu și mama. Noi așa suntem amândouă, ne dăm mâncare una de la alta. Că da, așa e la mine normal. În casă. Ea de fiecare dată când vine la mine, nu pleacă cu mâna goală. Și nimeni, am un obicei, știu, când pleacă cineva de la mine din casă, important lucru. Să nu pleci foarte cu mâna frumos. Goală. Dar este foarte, pentru că Dumnezeu îți dă. Din puținul ăla, dacă ai dat, Dumnezeu și te-a mit. Și mai ales că dau cu suflet, sufletul, știi? Da. Da. Dau cu suflet. Chiar așa dacă îi zic, uite, zic, bă, da proste pe ele. Dar e foarte important să spui lucrul ăsta.
Este foarte important. Eu și la servici, când le dau colegilor, spune și voi voda proaste pentru Maica Domnului, pentru Iisus Hristos, pentru... Este foarte bine. Pentru sufletul nostru este bine. Uite, am o prietenă foarte bună. Ecatena Cârjaliu o cheamă, dar noi spunem Nela. Și ea își face colaci și la copii și la nepoți și pentru ea și la toată lumea face colăcei și dă de pomană. Da, de vii. Da. Da. Și foarte bine facem. Și eu și pe o bucată de pâine și un pahar cu apă, zici, bă, de proste. Adică cumpăr covrigi la servicii, hai, lasă. Mm. Așa simt. Și pentru morți, dar și pentru vii. De ce nu? Da, așa este. Nu știi ce ți-aduce ziua de mâine. Da, și nu știa că peste o oră mai ești. Exact. Nu știa, dormi și poate nu te mai trezești. Da. Câți nu s-au, la câți nu s-a întâmplat? Eu exact. Am prietena viața, care... Viața este o loterie. Da. Astăzi ești, mâine nu mai ești. Băiatul e student, nu vreau să dau detalii foarte multe, student în alt oraș și avea o colegă care era mai tocilar așa și care nu suporta să ia note nu știu de care, mai mici. Și ea, dacă n-avea 9-10 pe linie, și-a stat să învețe pentru un RR, pentru reexaminare. Și în momentul acela, maică-sa i-a spus, hai să mergem la masă. A poftit-o la masă. Și a zis, mami, mai lasă-mă 5 minute. Când s-a întors, îți dai seama? A căsit-o moartă. Doamne! Deci a văzut că întârzie, a trecut 5 minute, au trecut 10. Când s-a dus, ea era acolo, au chemat persoana la 112 și fata murise. Făcuse infart. Deci vezi, vorbești cu omul acum și peste 5 minute nu mai. Exact. Eu știu mai bine decât oricine. Da. Pentru că eu în fiecare zi trăiesc printre acești oameni. Și pentru fiecare, să știi, nu contează care 100, care tot așa te doare sufletul. Nu poți să fii inuman. Înaintea vieții și înaintea morții, n-ai cum să fii altfel. Da, așa este. Pentru că și ăla care are 100 de ani, și mă bucur că în ultimul timp, să știi că am avut oameni în vârstă, adică chiar au trăit. Chiar au trăit. Am avut și de 107 ani. Vezi? Persoane, da. Și știi ce e dureros? Exact cum ai spus într-o emisiune trecută, că cel mai dureros este atunci când îți vine un copil tânăr și când vezi că nu mai poți să mai faci nimic pentru el. Da, și pentru cel care are aproape 100 sau peste 100. Ăla trăiește și... Dar ce este scris încă o dată, spun același lucru. Destinul este trasat de sus. Nimeni nu poate să se pună împotriva destinului. Da, și... Soțul meu a murit la 35 de ani. Deci nici măcar 36 n-a apucat să facă. Da. Nimeni nu este de vină, doar ce este de sus trasat. Da, vezi și îmi spuneai tu că te doare sufletul în momentul când îl vezi pe ăla tânăr că moare și nu mai poți, lupți pentru el până când și nu mai poți. Și nu mai poți, și sunt mulți conștienți și trebuie să-i minți și te doare sufletul, hai, luptă să te faci bine. Să... Și poate ei sunt cu un picior în groapă și exact, jumătate celălalt. În următorul moment poate să moară și să știi că eu de multe ori merg și mă spovedesc, părinte, mint, pentru că îl mint pe omul ăla, dar este singura modalitate de a se agăța de viață cu toată forța. Chiar dacă eu sunt conștientă că el mai are câteva clipe. Pentru familia lui contează, pentru copilul lui, pentru mama, pentru tata, pentru frate, pentru soră. Măcar să-l vadă pe ultima sută de metri este foarte important. E greu, foarte greu. Da, este foarte greu. Hai să ne mai cânt două piese, cât am plâns, cât am oftat și să-mi dea Dumnezeu putere. Cu drag. Doar Dumnezeu ne dă putere în orice moment al vieții. Da. Așadar, vă invit și pe dumneavoastră să o ascultăm pe Lizica Drăgoi. Cât am plâns, cât am oftat,
Câte nopți am suspinat pentru-n puișor de om, ce-l visam și noaptea-n somn. Cât am plâns, cât am oftat, câte nopți am suspinat pentru-n puișor de om, ce-l visam și noaptea-n somn. Îl căutam noaptea-n pat, dar era mereu plecat. Rămâneam singură în casă și cu inimioară arsă. Îl căutam noaptea-n pat, dar era mereu plecat. Rămâneam singură în casă și cu inimioară arsă. Afară plouă și varsă, eu ieșeam plângând din casă. Lacrima-mi brăzda obrazul, iar ploaia-mi spăla necazul. Afară plouă și varsă, eu ieșeam plângând din casă. Lacrima-mi brăzda obrazul, iar ploaia-mi spăla necazul. O măicuță gârbovită și de ani îmbătrânită a privit în ochii mei și-a șters lacrima din ei. O măicuță gârbovită și de ani îmbătrânită a privit în ochii mei și-a șters lacrima din ei. Fată, nu-ți pierde speranța, că o să ai frumoasă viața. Și o să-ți dea soarta curând om cu suflet bun și blând. Fată, nu-ți pierde speranța, că o să ai frumoasă viața. Și o să-ți dea soarta curând om cu suflet bun și blând. Să știe să te iubească, dragostea să-ți prețuiască. Și o să împarți cu el mereu și ce-i bine și ce-i rău. Să știe să te iubească, dragostea să-ți prețuiască. Și o să împarți cu el mereu și ce-i bine și ce-i rău. Bogăția mea pe lume sunt copiii mei frumoși. Nu mi-am dorit niciodată mari averi sau bogății. Mi-am dorit întotdeauna să-mi dea Dumnezeu copii. Bradul meu, băiatul meu, tu mi-ești ajutor la greu. Floarea mea, fetița mea, tu-mi faci frumoasă viața. Bradul meu, băiatul meu, tu mi-ești ajutor la greu. Floarea mea, fetița mea, tu-mi faci frumoasă viața. Fata mami dragă și băiatul meu frumos, aș colinda lumea întreagă, aș trece munții pe jos. Privesc fata și băiatul, Doamne, ce mult au crescut. Pentru ei în orice clipă iau viața de la început. Bradul meu, băiatul meu, tu mi-ești ajutor la greu. Floarea mea, fetița mea, tu-mi faci frumoasă viața. Bradul meu, băiatul meu, tu mi-ești ajutor la greu. Floarea mea, fetița
viața mea, tu îmi faci frumoasă viața. Să-mi dea Dumnezeu putere să muncesc doar pentru ei, tot ce strâng să pun deoparte doar pentru copiii mei. O să fiu și soacră mare ca un băiat, cum nu sunt mulți, și o să fiu și soacră mică, face mama două nuți. Brădul meu, băiatul meu, tu ne-ești ajutor la greu, floarea mea, fetița mea, tu îmi faci frumoasă viața. Brădul meu, băiatul meu, tu ne-ești ajutor la greu, floarea mea, fetița mea, tu îmi faci frumoasă viața. Am revenit alături de Lizica Drăgoi. Spuneai tu că ești, și știu asta, că ești foarte credincioasă. Chiar am fost la tine acasă și am filmat noi și ne-ai arătat colțișorul tău de rugăciune și am văzut că s-au mulțit icoanele acolo. Mult. Multe, multe. Crezi în puterea Domnului? Mai mult decât în orice. Doar în puterea Domnului. Știi că se spune că medicii fac orice și sunt medici care spun, Doamne, fac tot ce se poate, mai roagă-te și la Dumnezeu. Exact. Eu, pe toți aparținătorii, mai ales dacă vin cu copii tineri, cu soți sau rude, sau, da, din familie, și vin în zilele de sărbătoare, zic, mergeți la biserică și rugați-vă, sau acasă, stați aici, citiți un acatist, decât să vă gândiți ce se întâmplă acolo, rugați-o pe Maica Domnului și pe Dumnezeu că nimic nu e întâmplător. Așa e. Nimic nu este întâmplător. Nimic. Din păcate, știi cum e? Noi ne-am dori. Că și eu, de multe ori am spus, până să moară fratele meu, am spus că eu am fost foarte marcată și i-am iubit foarte mult pe străbunicii mei. Din partea mamei, bunicii mamei mele, cum ar veni, unde am copilării la Padea, în comuna Drănic. Da, știu. Străbunicii mei au fost un exemplu pentru mine. Ei mi-au... Te-a și crescut frumos. Și nu numai, că noi ne duceam acolo doar în vacanțe. Da, în școală. Da. Da, și vrei să spun ceva? Ne duceam în vacanțe, dar am avut parte de obiceiuri și tradiții pe care bunica mi le-a arătat. Cum se face o pâine? Le-ai trăit. Da. Cum se... Pâinea în țăst. Țăst. Pâinea în cuptor. Cum se fac gugoșile alea? Turta. Gugoșile alea, da, din coap. Da, noi în partea noastră așa se fac. Da. Da. Și vrei să spun... Și chiar se făceau și era, da, o bunătate. Și cum încrucea. Chiar îi spuneam lui mama acum câteva luni de mamaie, a bătrână, că noi așa îi zicem, de străbunica mea, cum încrucea mâncarea. Și cum încrucea pâinea. Da, cu furculița sau dacă nu, cu degetul. Nu, pâinea, dar da, și mâncarea. În afară de că dădea cu furculița, ea încrucea. După aia făcea cruce, cruce. Nimic nu se făcea fără cruce. Îi spunea să te crești mare, să te dospești și să te faci frumoasă, să te coși frumoasă. Ce... Avea un ritual al ei. Iar mâncarea, ciorba... Că și bunica și mama mea la fel. Și acum mama face la fel. Ciorba sau mâncare, tocăriță, ce făcea ea acolo, să te faci bună, să te faci gustoasă, să le placă tuturor celor care mănâncă din ea. Adică... Ei, deci în orice moment îl chema pe Dumnezeu. Da. Da? Și mai e o chestie, străbunicul meu, nu-l uit, de fiecare dată când începe, înainte de masă se închina și după ce mânca se închina. Și pentru că îi mulțumea lui Dumnezeu, da, pentru masa pe care i-a dat-o și pentru că e sătul. Și mai avea să... Eu, tatăl nostru, am învățat de la străbunicul meu, pentru că el tot mereu înainte de culcare, eu dormeam cu străbunicul. Și înainte de culcare, el spunea, tatăl nostru, iar când am plecat din casa aia, de acolo, am vrut, și este la mine în cameră, uite să-ți o arăt când o să vii la mine, am vrut să iau acea icoană la care se ruga străbunicul. Am ținut morții și am zis... Este singurul lucru pe care mi-l doresc.
Acea icoană. Și am mai luat o icoană. Da, cu... ai simțit tu că l-ai luat pe bunicul cu tine. Da. Fotografiile lor le-am luat pe toate. Știu, de acolo, nu trebuie să spui că știu cum ești. Tot, pentru că n-am vrut să las. O sensibilă. Și m-am mai luat cina cea de taină, iar la fel. O iconiță cina cea de taină și pe aia am luat. Mm-hmm. Că așa am dorit eu, știi? Sunt convinsă. Așa am simțit, da. Înțelegi? Dar vreau să te întreb, atunci când, pentru că ai 40, peste 40 de ani de cântat, când ți-a fost mai greu la cântare, l-ai invocat pe Dumnezeu? Întotdeauna. Niciodată, reține, niciodată n-am plecat la cântare fără să-L rog pe Dumnezeu. Doamne, și oriunde, Doamne, să fii înaintea mea și eu după tine. Este rugăciunea mea pe care o spun oriunde. Asta e foarte important. Și când plec de acasă, și când plec la servici, și când vin de la servici, tot timpul eu spun această rugăciune. Doamne, să fii înaintea mea și eu după tine. Ce frumos. Și când nu mai puteam, și când eram răcită, și când eram foarte obosită, Doamne, ai grijă de mine, ai grijă de toată lumea, ai grijă și de mine, trebuie să rezist, nu pot să-mi bat joc de nuntea oamenilor. Și tușeam de nu mai puteam, dar Dumnezeu, în momentul în care puneam mâna pe microfon, făcea cumva și nu se simțea nimic. Și acum am trebuit să mă las să dau din casă. Când a venit aici, să știți că i-a venit din tura de noapte. Adică noi filmăm și este emisiune înregistrată și o dăm seara. Și a venit din tura de noapte. Da. Și a venit coaptă de somn și să știți că mai vă spun ceva. Da, să nu se supere Lizica pe mine, a filmat de sculț. Și am pus noi cum îi zice? Da, pentru că nu mai puteam de picioare. Da, și am pus în față o oală și cu asta, de, uite ce lapsus. Da, migeană. Da, migeană, că chiar dădeau copiii că ia și tu oala aia cu prosop. Care oală, că e da migeană? Da, migeană în față. Arătăm oala cu prosop. Și i-am pus-o în față pentru că nu mai putea de picioare. Adică sunt niște chestii din spatele filmărilor. Ți-ar plăcea ca nepoții tăi să cânte? Foarte mult. Și crede-mă că are o ureche muzicală extraordinară. Cine? Anastasie. Amândoi. Și Davis? Nu-ți mai spun cum este Davis. Uh-huh. Deci toată ziua ar juca, toată ziua ar cânta. Iar ea are o ureche, dacă tu ai bătut așa, și ea face la fel. Doamne, și doar că va trebui să stea cu mine puțin ca să o învăț, pentru că acolo e altceva. Adică nu are tangențe foarte mult cu muzica populară, deși ea e nebunită după România în general. Da, vezi tu, este nebunită, dar dacă nu stă cu tine și Maria, fata ta, nu poate să stea o vacanță, două luni de zi, ca și femeia servici și trebuie să o la servici. Da, așa este. Și stau și ei cât pot, două, trei săptămâni. A stat o lună de data asta. Da, aia, vezi? Da, așa este. Nu poți. Da, este foarte adevărat, dar vreau să spun că ea când era la grădiniță, anul trecut, anul trecut și acum 2 ani, filmasem videoclipurile la cu tine, Dragostea știe mai bine, și era foarte încântată de acea melodie, vreau să spun că o știa la grădiniță, și spunea că nonia ei cântă la televizor muzică cu Albinuța. Și a trebuit să pună la o emisiune, a făcut o seară din asta festivă a lor în Italia și bineînțeles noni cânta Dragostea știe mai bine. Da, filmată în Floarea Soarelui. Da. Vezi? Și a zis, ea este nonia mea. Dar ai învățat-o, ai apucat să o înveți vreun cântec din muzica populară? Da, am învățat-o Ciuleandra. A, ce frumos! Da, am învățat-o Ciuleandra și asta când era mai micuță, de o nebuniță pe maică sa. Te rog frumos, nu mai... Da, e frumos, mami! Lasă-mă că e frumos! Dar nu mai tăcea. Deci... Dar Davis știe? Davis nu. Davis nu știe să cânte, dar îi place enorm. Lălăie după mine, dar încă nu, are 2 ani și 8 luni. Adică... Și are cerceluș în ureche. Da, chiar spune, uite, noni am cercel. Noni am cercel.
Da, e frumos. Doamne, cât de frumos. Da, dulce, i-am făcut și eu niște poze. Da. Am făcut niște poze cu el și că l-am pupam, l-am pupam. Deci păi un că copil... râde, n-ai văzut, îți vine să-l mănânci în momentul în care râde și face gropițele alea în obraz. Și da, cum face câte o prostioară și râde, ce ai făcut de vis? Nu mai poți să-i mai faci nimic, în momentul ăla te... trece dincolo de tine. Trece prin tine. Ei e răsfățat mai mult pe ei sau pe copiii tăi? Mai mult pe ei. Copiii mei nu au fost mai necăjiți. Copiii mei au fost nu necăjiți, foarte necăjiți. Din punctul ăsta de vedere, pentru că au crescut singuri. Fiica mea la 10 ani gătea, spăla, călca. Ori nepoata mea la 6 ani și ceva, aproape 7, este o gospodină înrăită. Deci dă cu aspiratorul, cea mică vorbesc. Tot ce vede la maică se face și ea. Dar fiica mea nefiind, eu trebuia să plec și la muncă, trebuia să plec la nuntă, ea rămâne acasă cu fratele ei și gătea, mă suna prin telefon, mami, am făcut mâncare de fasole, ce trebuie să mai pun în ea? Mm-hmm. Și vreau să spun că era un copil exemplu și acum este o gospodină de nota 25 și nu spun pentru că e fata mea. Când veneam acasă și dacă veneam cu o prietenă, atât îi plăcea să ne pregătească un ceai, o cafea, iar lângă cafeaua aia sau ceai, rupea o petală de floare și o punea pe farfuriuță. Ce frumos! De mică a fost așa. Iar acum nu-ți spun ce mâncăruri pregătește și cum prima le pregătește. Prima mea mâncare pe care am făcut-o a fost mâncare de cartofi la 8 ani. Așa că... Deci despre ce vorbim? Da, și de, cred că de aia și îmi place mâncarea de cartofi, mor după da, mâncarea de cartofi. Da, nepoata mea a făcut-o acum 2 ani. Mâncarea deci de cartofi cu mine a făcut. Deci fii atentă, mâncarea de cartofi, da, atenție, fără carne. Fără carne și nepoata mea la fel. Îmi plouă în gură, îmi place enorm de mult, enorm de mult. Da, și una lume zice, bă, dar ce e mâncare de cartofi? Dacă îi place, ce vezi, frate, cu mine? Da, gusturile nu se discută. Da, corect. Hai să ne mai cânti două piese, Necuziță pui de lele și Mândru necafier Ariel. După drag, care mai avem 10 minute de emisiune. Trebuie să ne luăm la revedere. Uite, ne luăm la taină. Așadar, vă invit și pe dumneavoastră să ascultăm pe Lizica Dragoi. Pui de lele, dragi-mi sunt buzeletele. Dar la câte lor plăcea neicuță gurița ta. Neiculița, pui de lele, dragi-mi sunt buzeletele. Dar la câte lor plăcea neicuță gurița ta. Ești alei de mincinos, pui toate mândrele jos. Mai amețit și pe mine, n-am liniște pe lume. Ești alei de mincinos, pui toate mândrele jos. Mai amețit și pe mine, de n-am liniște pe lume. Culipic și chiar de nu zici nimic. Când privești mă trec fiori, mă roșesc în obrajori. Ai o vorbă culipic și chiar de nu zici nimic. Când privești mă trec fiori, mă roșesc în obrajori. Și-a naibii de tu-i lăsa să mai iubești pe alta. Oi fi tu puiuț de drag, dar pentru tine am leac. Și-a naibii de tu-i lăsa să mai iubești pe alta. Oi fi
de mitite am învățat și-i dragostea. La altele nu te las ca să grabe de necas. M-ai iubit de mitite am învățat și-i dragostea. La altele nu te las ca să grabe de necas. Știu că și tu mă iubești, cu mine vrei să trăiești. Să avem copii, să avem casă, să ducem viață frumoasă. Știu că și tu mă iubești, cu mine vrei să trăiești. Să avem copii, să avem casă, să ducem viață frumoasă. Mândruinei ca firariel, parcă ar fi un tinerel. Cu cămașa albă coală, parcă ar fi copil de școală. Neică nu te ține mare, că-ți dau fetele drăcoale. Când vreo câțiva ani de zile, toate vor fugi de tine. Neică nu te ține mare, că-ți dau fetele drăcoale. Când vreo câțiva ani de zile, toate vor fugi de tine. Că am eu grijă de tine. Ești mâncat și ești spălat și pe busuioc culcat. Neguliță, te ții bine, că am eu grijă de tine. Ești mâncat și ești spălat și pe busuioc culcat. De n-ai umbla primenit cine te-ar vrea de iubit. Mândruneicuță să fii, de mine căsat din tâi. De n-ai umbla primenit cine te-ar vrea de iubit. Mândruneicuță să fii, de mine căsat din tâi. Și când la vale, eu te-ntreb, răspuns nu-mi dai, ca să știu pe unde stai. Pleci de acasă, îți faci cale, când la deal și când la vale. Eu te-ntreb, răspuns nu-mi dai, ca să știu pe unde stai. Sau ce treabă arzătoare ai ziua n-amiaza mare. De caz noaptea obosit și nu mai știi de iubit. Sau ce treabă arzătoare ai ziua n-amiaza mare.
de că azi noaptea obosit, de nu mai știi de iubit. Doamne, spunea Lizica că este timpul scurt pentru noi, adică să vorbim mai mult ar trebui. Mi-ar trebui o emisiune de vreo 2 ore jumate cu Lizica. Că cel puțin. Avem cel ce puțin. Povesti. Da. Ce-ți dorești, Lizica, acum? Îmi doresc sănătate. La 55 de ani și 42 de carieră. Îmi doresc sănătate. Îmi doresc... Doamne, să știi că îmi doresc și iubire. Chiar mi-aș dori să fiu cu copiii mei. Urăsc singurătatea. Dar și... spunem, v-ați strâns, ați apucat da. Să vă strângeți de multe ori acum, de când au început copiii să plece din țară? Nu, când au fost toți, nu, acum luna asta a venit și băiatul meu a stat și el câteva zile și atunci am fost toți acasă. Cum a fost? Mirific. Îți dai seama, să-ți vezi casa plină de copii, cu copiii tăi, cu nepoții... O splendoare. Când au venit nepoții mei în casă, eu eram la servici când au ajuns ei, iar nepoțica mea m-a așteptat cu pantofii mei și își scotea un pantof, un papuc, într-o jumătate de oră mi-a scos toată încălțămintea și spunea, ăștia sunt ai mei, Danoni, sunt ai mei, uite, știu să merg în ei. Mi-a scos toată încălțămintea și în toate se plimba. Făcea parada modii. Și celălalt se uita că el era băiat, nu putea să meargă în tocuri. Dar nu spun că ar fi vrut și el să ia. Da? Da. Și cum a fost cu întâlnirea asta între mamă, copii și nepoții? Da. E atunci când ești, repet, și am mai spus-o de multe ori în mai multe emisiuni, când ești mama, ești într-un fel, dar când ești bunic, toată viața ta o vezi prin acel copil, viața ta, viața copilului tău și viața nepotului tău. Adică îi dai lui tot ce n-ai putut să-i oferi copilului tău și poate ce ți-ai dorit tu. Nu poate, sigur, ce ți-ai dorit tu. Nu poți, chiar dacă ai ultimul leu, nu poți să-i spui nu. Dacă el îl vrea, nu poți să-i spui nu. Cel puțin eu nu pot să spun. Și acum mi-aduc aminte de ce... O iubeam toți pe bunica. Pentru că ea niciodată nu zicea nu. Dacă mama spunea nu, e, iar te băgași. Iar eu le spun ceva și dumneata maică înveți altceva. Vezi? Normal că... Și nepoțica mea o certa maică-sa și... Eu ziceam, vorbește și tu mai încet cu ea. Vorbește mai calmă, că mamele așa sunt mai agitate, mai... N-au timp de copii. Bunicile sunt mai indulgente. Bunicile sunt... Mai cu perăsfăț așa cu nepoții. Da, avem și o anumită experiență. Cum să spun, copiii, ceea ce nu fac cu părinții, dacă, de exemplu, cu mine, dacă am plecat cu Anastasia în magazin și am spus, uite, Anastasia, îți cumpără, Noni, câteva lucrușoare, ce vrei tu, dulce, jucării, dar să nu-mi cer prea mult, că Noni are bani doar pentru... cu tare lucru, pentru ce plecasem noi. Când are Noni bani, îmi spui și îți iau. Așa am făcut și cu copiii mei, să știi. Copiii mei au fost niște copii exemplu. Când intram cu ei în magazin și îmi cereau ceva, le spuneam, vă cumpără mami, dar nu am bani foarte mulți pentru cu tare lucru, înțelegeau și îmi spuneau, iar când le spuneam peste 2 zile, într-adevăr cădea frigiderul. Cu tot ce-și doreau. Ei, asta am încercat să fac și cu Anastasia. Când era cu mine, era ok. Dar când era cu mama sa sau cu taică-su, pentru că așa a obișnuit-o, Răsfăț total. Da. Răsfăț total. Dar melodie îți dorești? Cum? Melodie îți dorești să mai faci? Da. Da. Ai pregătit material ceva? Da. Am zis că sunt surprize și sunt surprize foarte frumoase. Da. Crede-mă că vor ajunge în casa sufletului, pentru că sunt rupte din realitate, sunt din viața noastră trăită de zi cu zi. Pentru că astea sunt poveștile de viață. Eu așa m-am obișnuit. Da, eu așa m-am obișnuit să spun ce simt. Și când spun lucrul ăsta, crede-mă că o fac cu toată sinceritatea.
și sunt convinsă că va ajunge în casa sufletului. Doamne ajută! Eu îți doresc sănătate multă. Să rămână din suflet. Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Păi sunt încă 55 de ani să fim tot aici. Tot aici, da. Da. Chiar vorbeam cu colegii mei că eu am vreo 15 ani de pe, până la pensie. Așa, să fii sănătoasă, să strească copiii, să te bucuri de ei, să-ți mai vină și al nepoți. Să ne bucurăm toți și cei de acasă. Și... să vă iubiți mult și să spuneți celui de acasă te iubesc și mie dor de tine. Pentru că sunt cuvinte care fac minuni. Și toți, oricare dintre noi, că e femeie, că e bărbat, că e soră, că e frate, chiar așteptăm lucrurile astea. Da. Să le auzim cât trăim, nu după. Repet. Nu după. Cât am plâns, cât am oftat, dar cred că pe asta o mai zisei. Cât am plâns, cât am oftat, să-mi dea Dumnezeu putere? O mai zisei? Nu. Hai, lasă că văd eu la montaj. Păi eu îți propun ceva, să ne cânti ultimele două piese. Îți dorești să-ți dea Dumnezeu putere? Da. Îmi doresc să-mi dea Dumnezeu putere, exact ca în piesa aia. Este o piesă pentru copiii mei, pentru copii în general, pentru că fiecare mamă, fiecare părinte își dorește măcar să trăiască până la nunta copiilor, să-i vadă la casa lor, așa se spune, să-i vadă căsătoriți, să-i vadă cu nepoți, da? Și acea melodie este specială pentru copii. Doamne ajută! Să-mi dea Dumnezeu putere să fac nuntă și la fată și la băiat. Doamne ajută, așa să la fie. La toată lumea. Mulțumesc încă o dată, Lizica. Sănătate la mulți ani și tot ce-ți dorești. Să rămână din suflet. Mulțumesc lui Dumnezeu că existați și vouă și ție și celor de acasă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi din viața mea, pentru că mă ridică în fiecare dimineață și pentru că mă trezește atunci când adorm. Da, așa este. Aici încheiem emisiunea cu Lizica Drăgoi, sărbătorita noastră din această seară. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi, iar în final vă las în compania Lizicăi Drăgoi, care îi spun încă o dată la mulți ani. Toate cele bune, la revedere! Doamne ajută, mulțumesc din suflet! Doamne ajută! De ce răsare soarele, pe cer de ce dau stelele, pomul de ce îngălbenește, omul de ce îmbătrânește? De ce răsare soarele, pe cer de ce dau stelele, pomul de ce îngălbenește, omul de ce îmbătrânește? M-am întrebat de atâtea ori, când iubești de ce ai fiori? Când nu iubești totu-i suspin și viața pare doar un chin. Cine-i de vină oare cine? Doar dragoste știe mai bine. Acolo unde stă la masă, ea face viața mai frumoasă. Trece viața ca un foc și alergăm după noroc și ne trezim albiți la tâmple de doruri și de griji prea multe. Ne trece viața ca un foc și alergăm după noroc și ne trezim albiți la tâmple de doruri și de griji prea multe. Noi dăm la suflet ce-și dorește când după dragoste tânjește. Tot alergăm să strângem bani, parcă am trăit mii de ani. Uităm că este sărbătoare.
răbdătoare, că dragostea e trecătoare. Ne amăgim cu lucruri grele, fără să știm de mângâiere. Dragoste, dacă nu-i deloc, noi toți dăm vina pe noroc, că n-am avut, că l-am pierdut și tinerețea ne-a trecut. Dragoste, dacă nu-i deloc, noi toți dăm vina pe noroc, că n-am avut, că l-am pierdut și tinerețea ne-a trecut. Fără să ai om drag în brață, ai stat cu lacrima pe față. Atunci când ai dragostea în casă, viața e dulce și frumoasă. Vezi stelele pe cer lucind, dar și soarele răsărind. Când ești iubit, ești împlinit și trăiești viața fericit. Te dau afară, că tu ești a mea comoară. Nică dragoste de vară, te păstrez în inimioară. Nu vreau să te dau afară, că tu ești a mea comoară. Nici nu vreau și nici nu pot din sufletea să te scot. Și aștept seara să vină, dorm la tine pe mână. Nici nu vreau și nici nu pot din sufletea să te scot. Și aștept seara să vină, să dorm la tine pe mână. Brațeletele, s-aud greierii cum cântă și glasul tău că mă alintă. Dragi-mi-s nopțile cu stele, să stau pe brațeletele, s-aud greierii cum cântă și glasul tău că mă alintă. Luna este supărată că n-am mai văzut vreodată așa dragoste curată, cu iubire încununată. Luna este supărată că n-am mai văzut vreodată așa dragoste curată, cu iubire încununată. Floare de bujor, te aștept cu mare dor. Vino și nu mai pleca, că tu ești dragostea mea. Neică floare de bujor, te aștept cu mare dor. Vino și nu mai pleca, că
tu ești dragostea mea. Tu să jur că al meu rămâi, dragoste de căpătâi. Eu ți-o-i da anii din viață și dragoste cu dulceață. Tu să jur că al meu rămâi, dragoste de căpătâi. Eu ți-o-i da anii din viață și dragoste cu dulceață.